stânga, stânga! O chestie pe care mulți dintre voi o faceți și nu vă recomand pentru că de asta aveți probleme și vă postați pe grupuri, nu schimbați! Ne lăsăm un pic pe față, da? Opa! Opa! Avem suspensii reglabile și revizia să facem felul următor. Ce mai pot să le dau? Băi, ești nebun? Salutare, dragilor! Bine v-am găsit la un nou episod. Îmi pare rău că n-am mai postat. Am primit o groază de mesaje când fac ATV vlog, când nu fac. Când mai postez ceva, vorba aia, totul e bine. Bun. Cred că totul e bine. No? Perfect. Dragilor, vreau să vă spun că n-am mai postat, că n-am mai avut timp. Nu-i făcuse în revizia la ATV-ul. Acum are revizia gata. O să vă zic în clipul de astăzi cum se face revizia la un motor de 400. Cred că și la ăla de 500 e la fel. Sigur e la fel. O să vă zic ce ulei să băgați, cât să băgați, tot, 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 da? Bun. Hai să dăm motorul să vedem și noi cum se mai comportă ATV-ul. Ia uzi aici. Deci, îmi place sunetul ăsta de mor. Cam așa s-aude. Să vă abonați, să dați un follow pe Instagram la Fabi Two-Way Studio, să vă abonați la canal, deci vreau să văd cum vă abonați la canal, pentru că toată lumea în proporție de vreo 60% nu e abonată la canal, deci v-aș ruga să vă abonați la canal. Dacă mi-aduc aminte, pe parcursul videoclipului o să vă spun și ce probleme am avut la ATV-ul, pentru că l-am de un an de zile. Și cam atât. Hai să dăm o tură pe deal așa cum se face. Și cam atât. Să merg cu ATV-ul, deci nici nu aveți idee. Pur și simplu nu am avut timp ca să-i fac revizia ca mai apoi să merg cu el. Și deci într-un an de zile am făcut 2429,8 km. Deci eu zic că e ceva ca lumea. Azi este 6 decembrie și e ziua cu votări, cu nebunii. Toată lumea e crispată, e că să mergem să votăm, să pana mea. Hop, 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 hop. Îmi pare rău că nu am zăpadă și op aici. Chiar îmi pare rău. Când am prins zăpadă, eu eram la București și n-am avut ce să filmez acolo cu ATV-ul, că n-am unde. Alunecă puțin. Problema. Chiar mi-era dor, vă zic sincer, să merg cu ATV-ul. Să mai facem episoade de alea nebune. Dragilor, vă iubesc și vă respect pentru că încă mi urmăriți activitatea. Și ce vreau eu de la voi? Vreau să-mi trimiteți pe adresa de e-mail comafabianaron@gmail.com clipuri cu voi cu ATV-ul, ca să facem din nou compilații cum am făcut noi odată, da? Deci pe comafabianaron@gmail.com îmi puneți ori un link de transfer, ori videoclip în sine și eu le discut ca de fiecare dată, da? Hai să urcăm și noi puțin, cum făceam odată,
traseu clasic, dragilor. Hop, hop. Ne ridicăm un pic așa să nu ne scuduie rău, să nu ne struncine. Mi-era dor. Mi-era dor, efectiv. Parte, dar nu e problema. Opa, se pare că nu ne mai ajută. Nu ne mai ajută 2x4. O să băgăm 4x4. Pă bune. Adică tu vrei să-mi spui mie că eu am rămas aici în podmolit? Adică pe unde urcam ca lumea, tu spui că eu am rămas în podmolit acum? Băi, să... Bă, bune! Ce naiba facem? Adică eu pe unde urc așa, fluierând, dacă rămân în potolit? Păi ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? O fi motor de 400, o fi micuț? Bă, dar urcă, frate, n-am treabă. Având în vedere că n-am o greutate foarte mare, nici nu mă simte. Bă, bune! Ce vremuri, mamă, ce-mi place. Ce-mi place. Nu știu pe unde să o luăm. Hai să o luăm pe aici, clasic. Iară zguduială de-aia. Urcăm cu 2x4, da? Deci nu e problemă. Vă place sunetul, nu, pe care îl face? Și mie îmi place. Hop, 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 hop. Așa e când ai nămol și când ai 2x4, dar nu este problemă. Totul se rezolvă cu un singur buton. Da, mă, dragilor, astea sunt urmele mele de ieri, pentru că am fost și ieri o tură, dar era seară. Spuneți-mi dacă veți să fac câteva plimbări nocturne. Hop, 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 că facem, nu e problemă. O chestie pe care mulți dintre voi o faceți și nu vă recomand, pentru că de asta aveți probleme și vă postați pe grupuri: nu schimbați cu butonul de 4x4 când sunteți în mers sau în sarcină. Deci nu mergi și schimbi. Greșit. Oprești, apeși, te uiți la ăsta aici, vezi că nu s-a făcut nu știu ce, ori le-aș puțin ATV-ul să meargă, uite, vezi, s-a dus, ori dacă nu, dai un pic în față, dar nu schimbi în sarcină, în mers. Niciodată. Pentru că de asta vi s-arde motorașul ăla de 4x4, mâncava și gura voastră. De asta vi s-arde. Că ne schimbați în mers, că schimbați în sarcină. Hai, e o situație excepțională. Bă, urci și simți că nu mai vrea. Și ai uitat să dai pe 4x4. Bă, tu își dai, că n-ai încotro. Nu ai încotro. Bă, dar când nu te grăbești nicăieri, nu alea. Oprește, frate, frumos, fă-ți nebunia. Că la CF moto așa e, trebuie să apeși pe ambreiaj aici, trebuie să dai de cutie, trebuie să... Asta este. Dai de ăsta, la fel cu și cu și cu diferențialul aici. Oprești frumos, îți faci treaba, e continuat. Nu-n mers, că de asta vi s-ard motorașele, vă mâncava și gura voastră. Pentru treaba asta, că v-am spus, dați un follow la Fabi Toy Studio pe Instagram, da? Am văzut că nu mai merge ATV-ul, să dau 4x4. Nu, frate, am oprit, am văzut că nu mai merge. Și acum îi dau. Și gata. Sau acum să-i dau. Nu, frate, opresc. Opresc, decuplez, am văzut, s-a dus ăla, îi dau. Simplu. Aici îmi trebuie 4x4, adică urc până acolo, dar după aia nu mai urc. Am oprit. Am dat 4x4. Am dat pe
scos motorașul de 4x4 pentru că l-aud, chiar s-aude. Vezi? Nu mi-a decuplat. Dau un pic în față. Gata, s-a decuplat. Dar nu îl faceți în sarcină. Frumos frunza lăsată. Frumos, domne. Haide! Urmele mele! Rupere, tată, rupere. O parte mișto care îmi place e asta de aici. Ia fiți atenți. Efectiv, să las ATV într-o parte. Hop! Opa! Opa! Se pare că am făcut o mică prostioară. S-a dat un pic ATV într-o parte. Se mai întâmplă. Se mai întâmplă. Dar nu este problemă. Fabian este aici să vă ajute. Pac! Opa! Bun! Hai! Haide! Haide! Hop! Gata! Hai, pasagerii, urcați la bord! E unul singur! Pasagerul, urcați la bord! E foarte simplu! Băi, deci, mă simt atât de bine că i-am făcut revizia, pentru că... A, și să vă mai spun o chestie! Pe aici vreau să urcăm. O să dau pe L. Copaci? Da, printre copaci. O să vă zic sus, la cabană acolo, cum faceți revizia la TV-ul. Dar până atunci hai să facem o urcare, da, să așa printre copaci. Este-o! Săracul s-a și încins. A pornit ventilatorul. Nu știu dacă vă mai aduceți voi aminte din episoadele mele. Acolo am filmat cu fiul cu zăpada, când n-am mai vrut efectiv să mai urce aici, în partea asta aici. Dar cred că am putea să încercăm, a? Să vedem și noi cum urc acum. Ia să vedem pe unde putem să coborâm. Nu știu pe unde putem să coborăm. Ia să vedem. Să încercăm un pic așa, să vedem. A, pe aici putem să coborăm, a? Da, uite pe aici ușor așa. Și să urcăm. Îl dăm pe L, cuplăm 4x4 pentru că așa se coboară, da? Deci efectiv eu nu pun frână acum. ATV-ul merge în frână de motor. Mă rog, aici chiar că pun eu frâna. Uite, deci ce pantă am urcat aici. Trebuie să întorc undeva acum. Pop sandbags, da? Uite aici, întorc. Du-te. Hai! Pe unde e aia? Pe acolo. Ok, hai. Suntem pe 2x4. Da, n-avem șanse cu 2x4. Chiar n-avem șanse. Chiar n-avem șanse. Hai. Deci aici am rămas atunci cu fiul, când am făcut aia cu zăpada, când a nins atunci tare. Haide. Oh, ușor la crăcile astea. Gata, mai cam ajuns sus. Decuplăm 4x4. Gata, s-a decuplat, ați văzut, da? E mișto. Mișto aia afară, mișto.
oprim, că uite și peisajul frumos. Și vă arată fratele vostru cum să facem revizia la ATV-ul. Dai, nu, vreau mai în spate. Aici vreau, că se vede mișto încolo. Dai, așa, așa. Da, dragilor. Bă, sper că mai înregistrează camera. Da, încă înregistrează. Sper că totodată se vede și bine. Deci... Ce? Nu te dau bine în cadru. O să zic ăștia că faci reclamă la... Acum de alegeri. Nu, e toată reclamă. Deci... Motor de 400, motor de 500, mi se pare același. Din punctul meu de vedere, nu merită diferența de preț. Oricum, ideea în felul următor. Din câte am văzut, din câte am citit, diferența de putere ar fi uriașă. Pentru că producătorul declară, de fapt nu, importatorul, ca să zic mai corect, importatorul declară o putere, dealerul declară altă putere. Importatorul declară o putere cu vreo 6 cai, nu, nu 6, aproape vreo 10 cai mai mulți. Adică motorul ăsta cât are? 32, nu? Așa știu. Nu, el are 22 sau 26, nu mai țin exact minte cât declara dealerul. Așa apare peste tot. Uite, căutați pe eBay, căutați pe Marketplace, căutați unde vreți voi să vedeți că motorul ăsta are, inclusiv ăla de 400, inclusiv ăla de 500 are, era zic gramajul, au cai puterea, au puterea mult mai mică. În fine, altă poveste. Am citit manualul, ceea ce nu mulți o fac, dar am citit-o. Am citit manualul, da? Am citit manualul și ce am observat? Că avem suspensii reglabile pe duritate. Cred, adică cel puțin așa am citit acolo. Deci avem suspensii pe duritate și, mă rog, și pe înălțime totodată, în același timp. Acum e la cea mai înaltă de asta setare, ca să zic așa. Well, hai să trecem la partea cea mai interesantă, aia care vă interesează pe voi cu revizia. Deci, o să vă atașez poze ce ulei am pus. Deci am pus ulei în motor, cât și la grupuri de la Motul. O să vă las poză, aici pe undeva, o să o vedeți voi. Și revizia se face în felul următor. Eu am scut, da, vedeți că am un scut de la Iron Baltic, cred că așa se numește, da? În fine, ideea, uite, mă pun și pe jos pentru voi. Aici undeva, ăsta e de la grup. De aici dai uleiul afară de la grup. Undeva în partea asta. Adică dacă n-aveți scut, undeva în partea asta. Dacă aveți scut, fix aici. Ok, aici dai uleiul de la grup jos. După care, unde-i pui ulei? Întrebarea e. Păi, hai să vedem. Uleiul îl punem imediat, stai să vă arăt eu. Trebuie să întorc asta invers. Coarnele. Așa. Faci poze, nu? Uleiul, dragilor, uite aici îl punem. Nu știu exact dacă se vede. Probabil o să găsesc eu schiță ceva și o să vă arăt. Deci acolo punem uleiul. Cât ulei punem? Până la refuz. Deci până iese afară uleiul, supraplin sau cum vreți voi să ziceți. Dacă aveți motoare de 400, cât ulei intră? Păi vă zic eu, mie mi-a intrat cam vreo aproape 400 de grame. Adică aproape 4 seringi de alea de 100, că am băgat cu seringa, că nu știu dacă poți să bași cu altceva. La fel și la grup pe spate. La grup pe spate treaba e mai accesibilă. Pe aici se dă afară ca să bagi ulei. Și tot la fel pe sub, undeva aici, îl dai afară ca să scoți uleiul. Și tot la fel intră până la refuz, aproape de 400. Uleiul motor. Aici, eu aici am rupt ăsta și a trebuit să-i pun o negresă. Dați asta afară, nu știu ce, nu pot eu acum. Aici e filtru, are 3 șuruburi parcă, îl dai afară. Aici e joja, undeva în partea asta, o scoți, vezi cât ulei ai, cât ulei nu mai ai. Cum e uleiul. Treaba e, cât ulei intră? Bă, mi-a intrat 280.
2,80, mă rog, 2,800 litri mi-au intrat. Mi-au intrat 2,800 litri cu filtrul schimbat. Sau intră 2,200 litri, 2,300 litri aproape, fără filtrul schimbat. Dar, frate, un ATV-ul îi fac schimb odată, deci îi fac schimbul, deci cred că ca și perioada de 3 ori mai mare decât faci la mașină. Asta depinde de câte ori ești cu el. So, am 2400 sau 2200, mă rog, câți kilometri vă arătam eu la începutul episodului. Ultimul schimb pe care l-am făcut a fost la... De fapt, nu, primul schimb pe care l-am făcut a fost la 700, parcă, 700 sau 800. Și acum la 2400. Sincer să vă zic, uleiul zici că era nou. Pentru că în proprietățile uleiului, imediat ce îl încălzești, ce îl răcești, de vreo 2-3 ori deja schimbă culoarea. Bă, dar n-a avut nicio treabă. Deci era, nu, am testat pe șervețel treaba asta, era aproape, zici că era ăsta de l-am băgat acum. Dar am zis, nu, îl bag, fac schimbul, că de asta l-am luat și aia e. La fel la filtru, filtrul la fel. Zici că era nou. Deci nu vă recomand să faceți schimburile din 1000 în 1000 sau cum zic ăștia de la reprezentanțe. Da? Faceți, frate, schimburile. Vreți să vă mint? Cred că la 2000. 2000, dacă nu chiar 3000. Pe bune. Pentru că nu are rost. Eu dacă încolo o să-l fac, cred că la 1000 jumate, că eu dau și forjă, dacă mergeți liniștit cu ATV-ul și așa, îl țineți doar de plimbări montane sau mai știu eu, trasee de astea așa, puteți să-l faceți la 2000 lejer. Filtru de aer. Filtrul de aer, într-adevăr, ăsta e un pic cam, a fost un pic cam îmbâxit, ca să pot spune așa. Am luat pistolul de aer, pac, 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 l-am suflat, dar o să iau altul nou, probabil de la KNN, pentru că e mult mai permisiv și e o performanță mărită. Pentru că, na, e un motor aspirat, dar un motor aspirat nu prea ce să faci. Decât să-i dai o benzină bună, o aprindere bună și un debit de aer foarte bun, foarte curat. Altceva nu ai ce să faci, mă rog, foarte permisiv în cazul unui filtru KNN. Hai să vă arăt și cum se schimbă filtrul. Nu că aș putea acum, că nu am chestiile necesare la mine, dar vă arăt așa în mare cum merge treaba. Avem aici două șuruburi, aici niște... Stai, un pic. Uite că nu pot cu mânușile, că sunt prea groase. Stai să vă mut pe partea lantă. Sunt două cleme acolo pe care trebuie să le... Băi, ce naiba, mă, băi, alu... Ce mai pot să le dau? Băi, ești nebun? Gata. Două cleme. Nu spune că a căzut. Mi-a căzut clema. Și mai sună și telefonul. Cum aș putea să iau clema acum acolo? În fine, sunt două cleme acolo. Ieri nu s-a întâmplat treaba asta, când le-am schimbat. Când m-am uitat. Trebuie de unde a căzut în prima fază. Pe jos sigur nu a căzut. Că o vedeam altfel. Și la câte... Opa! La câte nămoale și chestii sunt pe aici. A, ba da, am văzut-o, uite, fix acolo. Ea e neagră, nu? Da, e neagră. Știi ce... Cred că cu un... revin când... Da. Da, mă, hai că am luat-o. Trebuia să bag mâna pe acolo. Da, mă, și... Era cam îmbâxit ăsta filtrul. Cum vine... Cred că așa vine... Joacă pe asta. Nu. Așa vine. Da. Băi... Nu cred că se poate așa ceva. Da, deci nu intrase aia bine. În fine. O să iau un filtru de la KNN. Asta în prima fază. Și o bujie mai bună. Și cam mai ar fi, că altceva n-ai ce să faci. Și nu, nu-l delimitez, nu-i fac absolut nimic. 60, atât aia, atât aprinde, deci nici nu trebuie mai mult. Hai să pun asta bine aici, acum trebuie și ea băgată. Așa. Bun.
e bine. Și cam atât. Nu uitați să-mi trimiteți clipuri, da? La comafabian@gmail.com. Și noi cam aici încheiem episodul. Sau nu, hai să încheiem episodul la stradă. Hai să vă mai duc până la stradă, ca să vedeți și voi cum e cu ATV-ul cu mine, că n-am mai mers de mult și vorba aia. Înregistrează, bun. Fabian@gmail.com ca să le discutăm în clipurile următoare, da? Să apăreți și voi. Hai, vă pup!